Până acum, la fiecare început de an școlar, elevii și în special preșcolarii erau obligați ca în prima zi de școală să prezinte exudatul nazal și faringian sau coprocultura. Ministerul Sănătății, împreună cu cel al Educației, pregătesc eliminarea obligativității prezentării acestor analize, însă elevul sau preșcolarul trebuie să dețină o adeverință și un aviz epidemiologic eliberat de medicii de familie. De altfel, o notă cu noile prevederi de înscriere a copiilor în noul an școlar va fi transmisă de Ministerul Educației în toate inspectoratele școlare din România. Nu toți medicii de familie agrează însă aceste măsuri, întrucât în ultimele zile de vacanță, cabinetele medicale vor deveni supraaglomerate de către cei care solicită adeverințele pentru începerea școlii. După mine, nu este bună această măsură, dar cred că va fi compensată cu alta, pentru că noi avem în pachetul de bază al serviciilor medicale, avem consultația medicală profilactică și curativă, care se efectuează în luna de naștere a fiecărei persoane. Până la vârsta de 18 ani, acesta se efectuează odată la 3 ani, la persoanele între 18 și 40 de ani. Dar noi ne referim acum la copii, la preșcolari, la școlari. Deci la aceștia se efectuează examenul clinic general odată pe an. Deci cu acea ocazie, că poate să fie luna de naștere, spre exemplu, luna februarie, da? Deci nu este o lună de începere a unui an școlar. În luna februarie a anului respectiv, deja eu la cabinetul meu am început să fac așa ceva, telefonic anunțăm familia respectivă să vină la consultul profilactic cu copilul respectiv. Potrivit ministrului Educației, renunțarea la examenele medicale de la început de an școlar este justificată de faptul că, de exemplu, la exudatul nazal, dacă erau evidențiați streptococi, părinții recurgeau imediat la antibiotice care scad imunitatea organismului. Ministrul crede că părinții vor scuti timp și bani, chiar dacă singurii care vor avea mai mult de lucru sunt medicii de familie care trebuie să completeze adeverința medicală cu istoricul de sănătate al copilului.